trăit succesiv în 7-8, dacă mă gândesc bine, case fără arhitectură. Și astăzi trăiesc într-o casă fără arhitectură. Am fost fericit în case mizerabile, am fost nefericit altădată când am putut trăi pentru un an, pentru câteva luni, în străinătate, în case cu arhitectură, așa încât, din acest punct de vedere, nu există o diferență. Diferența este de lume intelectuală, aș spune, de mentalitate intelectuală, cu care, într-un fel, te naști sau pe care o capeți în primii ani de viață, așa cum capeți stilul, așa cum capeți grația. Eu m-am străduit foarte mult să recuperez ceea ce nu am putut avea inițial. Pentru mine, arhitectura nu înseamnă neapărat stil. Eu cred că arhitectura poate fi minunată și când este dezastruoasă, sau când nu există deloc. Sau când zona în care trăim s-a dezvoltat cum a putut și ea. Târâși-năpiși, într-un fel sau altul, cu excrescențe peste excrescențe, ca un cuib de scoici, dacă vreți, sau ca un atol de corac. A fost o perioadă a vieții mele, acum 7-8-10 ani, când am avut, o serie de vise despre case. Visam case, pur și simplu. Aproape în fiecare noapte. Era devenise chiar săpuitor pentru mine, plicticos. Visam case. Case opulente, case maestoase, case baroce, case... Și țin minte că plângeam în vis, dorindu-mi una dintre ele, gândindu-mă că așa aș fi vrut să trăiesc, că așa aș fi vrut să locuiesc, și știind precis, chiar și în vis, că, de fapt, ele sunt numai locuințe fantasmagorice. Mi-am dorit și eu un oraș construit după chipul și asemănarea mea, într-un fel. Mi-am dorit un oraș pe care să-l pot mânui eu însumi, să-l pot modela eu însumi, mai bine spus. Cu locuri imposibile, de fapt, în realitate, dar care, în realitatea mea subiectivă, să fie exact ce vreau eu să fie. Și în această perioadă mi-am dat seama că, de fapt, orașul pe care îl iubesc eu, orașul care eu aș vrea să trăiesc, nu este un oraș frumos din punct de vedere al modernității arhitecturale, ci este un oraș ruinat. Este un oraș în care arhitecții ar fi construit în mod deliberat ruine, case ruinate, nu case întregi. Este un oraș în care, știu eu, toate fațadele sunt coșcovite, în care pe fațade sunt acele ridicole, știu eu, stucaturi și figurine de gips cu nasul și aripile ciobite. Un oraș pe măsura mea, într-un fel, și care are foarte puține legături cu orașul real.